Bună ziua și dumneavoastră. Ce faceți? Facem bine, așa se răspunde la întrebarea asta. Păi se răspunde, dar de data asta chiar aveți motive, că este cam etapa dumneavoastră până acum. Până acum, da, mai vedem în seara asta, poate e completă. Păi asta însemna să meargă pe scenariul surprizei și diseară, nu? Se supără de ce bal de tot, dacă și diseară se mai întâmplă ceva. Noi am avut o discuție mai devreme și de aceea mai glumim în sensul acesta. Nu, eu am spus că nu cred că s-ar putea întâmpla așa ceva, ca Sepsi să câștige pentru ca cele 6 puncte apoi să fie primite de CFR în play-off. Și am pornit discuția asta de la faptul că domnul de la FCU, domnul Pușcaș, a sugerat treaba asta, clar, a zis că se duce la... să vadă meciul la Sfântul Gheorghe, pentru că el crede că se întâmplă o poveste de genul. Și întrebarea automat, domnule Rotaru, mai e loc de așa ceva în fotbalul de astăzi? Nu cred exclus, iar eu știu, mă rog, nu foarte bine, dar îi cunosc pe cei de la Sepsi și nu cred că se pretează la ceva. Din punctul meu de vedere este exclus, adică cred că meciul se va juca pe teren. Sepsi are forța de a câștiga, pentru că CFR-ul nu este în cea mai bună formă. Nu uitați că UTA, printr-o minune, n-a egalat și au avut și penalti, adică a fost o întreagă... Așa povestea. Le spuneți dumneavoastră arbitrilor minune, nu? Acum. Da. Glumind. Deci nu cred. Cred că se va juca și că Sepsi are forța să câștige. Da, nici eu nu cred că va fi ceva, dar vom vedea meciul și ne vom lămuri. Dar, domnul Rotaru, în play-off-ul ăsta, credeți că vor reveni taberele? Ăla e cu ăla, ăla e cu ăla. La un moment dat, parcă și dumneavoastră sau domnul Becali a sugerat că, nu știu, Craiova lui Rotaru va fi cu mine sau o chestiune de genul ăsta. Greșesc? Sau... Nu cred că cineva poate să ne suspecteze pe noi că vom fi cu cineva sau anticineva. Și chiar aici am văzut mai devreme remarca colegului dumneavoastră, în care a spus că noi am jucat cu copiii cu farul acel meci celebru din 2017. Da, corect. Nu este adevărat. Sau, mă rog, este, hai să spunem... incorrect, pentru că noi am jucat doar cu Vlad Andrei, care a fost cel mai bun om al acelui meci și fusese o decizie luată cu mult timp înainte de a-i da meciul lui Vlad, împreună în momentul în care noi nu vom mai avea șanse la un obiectiv mai mare. Și al doilea junior a fost Popescu, care a fost și schimbat la pauză. Adică a ieșit Popescu Alexandru, atacantul, și a intrat Andrei Ivan. Pentru că de Screciu deja juca, Robert Pete deja juca, adică Screciu jucase cu câteva etape înainte împotriva FCSB-ului. Deci se tot apează, doar o secundă, vă rog, da, se tot apează cu această chestiune că noi am jucat cu copiii. Am jucat cu unul singur, cu Vlad Andrei, pentru că al doilea cu care am început a și fost schimbat la pauză, tocmai pentru că nu se dă randament. Acum, noi ne-am dorit să câștigăm acel meci. Eu personal am suferit ratarea lui Bancu, că am avut o ratare mare la 1-0 pentru Farul. Dar trebuie să recunosc că a doua zi n-am fost supărat că am pierdut acest meci. Dar mi-am dorit să-l câștigăm. Niciodată nu mi-am dorit să pierd un meci pentru a face rău cuiva sau pentru a ajuta pe altcineva. Da, sare în ochi faptul că Andrei Vlad, în toată perioada pe care a petrecut-o la Craiova, a jucat într-un singur meci, în acel meci, cu Viitorul, de care nu v-a părut rău că l-ați pierdut a doua zi. Puteți să sunați în acest moment pe domnul Mulțescu și în special pe fiul domnului Mulțescu, Cătălin Mulțescu, care era antrenor cu portarii la vremea respectivă. Noi hotărâsem de mult timp că Vlad Andrei, inclusiv vorbisem cu Calanci, portarul titular, da, a fost rezervă la acel meci. Calanci, noi vrem să-i dăm șanse copilului și că următorul sezon el va fi în poartă. Și bineînțeles, când poți să-i dai șanse cuiva dacă nu într-un meci fără miză pentru tine? Și ca dovadă a fost cel mai bun de pe teren, pentru că Vlad a avut niște parate excepționale în acel meci. Deci exact. A fost o decizie... Da. Bună! Da, eu nu m-am exprimat în ideea unui aranjament, a unui blat, dar Craiova s-a comportat ca și cum, nu ca și cum, s-a comportat ca la un meci fără miză, așa cum spuneți. Păi asta a fost. Este exprimarea corectă. Dar mai mult decât atât, a fost un meci fără miză, ăsta este adevărul pentru noi. Mai mult decât atât, noi la... Fără miză pentru Craiova, pentru că în contextul campionatului miza era enormă. A, și pentru calculele pentru titlu, da. Fără miză pentru noi. Mai mult decât atât, dovada bunei credințe a noastră și faptul că nu am făcut jocurile cuiva, este că la pauză l-a scos domnul Mulțescu pe Alexandru Popescu și l-a introdus cu Andrei Ivan, care era titularul de drept al acelui post. Deci n-au fost, pentru că din vizită ce s-a întâmplat cu FCSB-ul acum 2 ani de zile, când aveau doar 2 seniori în teren și la pauză i-a scos și pe ea, pe Coman și încă unul. Și-au băgat pe munci și nu mai știu pe cine. Da. Acolo putem vorbi. Da.
Dar noi am făcut exact opozitul. Deci am scos juniorul și am băgat titular. Cu CFR, da. Cu CFR-ul, da. Da, FCSB a făcut chiar ostentativ, e adevărat. Atunci, da. Pentru că CFR se cam chinuia, FCSB a mai băgat vreo doi copii. I-a spus ultimii doi care mișcau Coma și nu mai știu, și Cristian, mi se pare că erau singurii care mișcau și erau seniori. I-a scos și pe aia doi și au băgat încă doi de 2004. Da, dar ne amintim că și atunci au zis că o fac pentru a se răzbuna pe dumneavoastră pentru meciul de care am vorbit. A reușit. Mă rog, da. Apropo, dumneavoastră, în ce măsură sunteți de acord cu discuția pe care am avut-o noi acum, că un titlu pe care l-ar câștiga FCSB-ul în aceste condiții ar fi, nu știu, un certificat al faptului că, nu știu, nu mai e nevoie de, că patronii pot fi antrenori, că nu mai e nevoie, practic, de antrenori, de management sportiv, de nimic, practic, e după bunul plac al unui om care investește și care, iată, poate face lucrurile sau duce lucrurile într-o dinamică a câștigării unui titlu. Da, nu, chiar nu vreau să intru în astfel de polemice. Politica lor este treaba lor. Nu vreau să intrăm pe un, să spunem, un front al declarațiilor unii împotriva altora. Nu, e politica lor. Este, da, dar ați fi afectat indirect, pentru că dumneavoastră încercați și am spus-o nu odată în această emisiune și numai în această emisiune. Asigurați niște condiții, plătiți niște antrenori. Încercați să organizați clubul în așa, după regulile de afară, până la urmă, după păi fotbalul la care ne raportăm. Cu ce suntem noi afectați că se întâmplă altfel în altă parte, că nu suntem afectați, din contră, poate să fie un câștig la un moment dat, poate să fie un avantaj, dacă nu neapărat un câștig. Dacă nu iau deciziile cele mai bune, ar putea fi un avantaj. Păi, exact, adică aici este business lor, ca să spunem așa, și nu are sens să inflamăm noi. Nu putem să spunem noi dacă va fi corect, dacă va fi moral, dacă va fi etic, de fapt, ca la sfârșitul campionatului una sau altă echipă să fie îndreptățită să ia campionatul, cu toate că, să spunem, nu au respectat regulile. Nu etic sau moral. Ideea e că suportă un comentariu gros o asemenea poveste. Că nu e istoric, adică e fără precedent. Ar putea fi. Chiar mi-aduce aminte de un film, cred că e un film de prin anii 80, Centru Atacant a murit în zori. Chiar vă sfătuiesc să-l vedeți, pentru că sunt foarte multe similitudini aici. Da. Sau măcar căutați în narațiunea povestii respective. Când un multimiliardar își cumpără o balerină celebră, cred că era din Rusia, da? Și cumpără cel mai scump fotbalist la vremea respectivă. Și aduce și ea a crezut că vine să danseze pe o scenă mare din țara respectivă, fotbalistul că vine să joace la un club mare. Dar nu, el îi ținea în grădină. Fotbalistul să jongleze și balerina să danseze. Da, dar e interesant. Centrul atacant a murit în zori. Cred că este reprezentativ pentru ceea ce se întâmplă. Da. De când sunteți în fotbal, ați fost tentat de astfel de comportament, să faceți schimbări în timpul meciurilor, să luați decizii tehnice, să stabiliți sisteme de joc? Nu. Că tentația există, cred. Nu există. Nu am avut-o niciodată, pentru că în momentul acela nu mai poți să fii combativ cu proprii angajați, cu proprii, să spunem, cu stafful tehnic, adică tu cum poți să fii cu ei, să discuți, hai să progresăm, hai să avem un debate. Nu mai poți să o faci, pentru că ai luat deciziile. Nu-mi place, eu privesc meciul ca suport, eu nu pot să-mi dau seama în timpul unui meci dacă cineva greșește sau nu. Pot să-mi dau seama dacă are atitudine, dacă este implicat în joc. Dar dacă el respectă sau nu sarcile tehnico-tactice, eu nu pot să-mi dau seama. Deci nu am această capacitate. Bun, ce ne spuneți despre meciul de ieri, despre evoluția echipei și despre ce urmează? Până la urmă ne uităm în clasament, chiar dacă rezultatele și evoluțiile Craiovei n-au fost cele mai bune. Dacă e să simplificăm totul, rămân puține puncte în contextul unui play-off, în contextul a 10 meciuri în care chiar se poate întâmpla orice, inclusiv visul pe care îl aveți de atâta timp, Craiova campionă. Pentru noi va fi greu, pentru că nu ne ajută foarte mult jocul în acest moment. Dar, sigur, avem speranță că el se va îmbunătăți de la meci la meci. Rezultatele au fost bune. Avem așteptări, pentru că trebuie să reintre, eu când spun trebuie să reintre, mă refer la maxim potențial Bayram, trebuie să revină Crețu, revine Căpățână, adică anul trecut cei mai buni jucători ai noștri au fost Bancu, Bayram, Crețu, în ce ordine vezi noastră. Și atunci sunt doi jucători care vor reintra cât de curând, poate chiar la următorul meci, cu UTA de acasă, și care pot să ajute, fiind jucători reprezentativi pentru ceea ce înseamnă Universitatea Craiova în acest moment. Și sperăm ușor ca noi să ne și exprimăm altfel. Am revăzut meciul, într-adevăr, meciul de ieri și
exceptând ultimele 10 minute când Petrol a pus presiune pe noi și a lăsat o senzație, să spunem, de slăbiciune a Universității Craiova. În rest, n-a fost un meci în care noi să dăm dovadă de slăbiciune. Adică se putea termina meciul mult mai repede, la ocazia lui Ișvan, la ocazia lui Bayram, la ocazia lui Marković. Dar, din păcate, n-am arătat foarte bine, n-am dat foarte mare siguranță pe final de meci, ultimele 10 minute. Rămâne ambiția titlului pentru dumneavoastră, domnul Rotaru, că se înjumătățesc, vor fi 5-6 puncte, se poate întâmpla orice, nu? Puteți afirma lucrul ăsta? Nu. Am spus acum câteva zile, nu, dar dacă jocul nostru va începe ușor, ușor să arate din ce în ce mai bine, atunci putem să ne gândim la orice. Dar în acest moment și de ceva timp, obiectivul nostru este podiumul și mai precis locul 3. Dar sigur, orice se poate întâmpla, punctele nu ne sperie, pentru că diferența e mică. Dacă noi, doamna, să câștigăm cu UTA Arad, cel puțin pentru o zi sau două trecem pe locul 3, dacă nu cumva și rămânem acolo. Exact. Da? Deci suntem, să spunem, nu ne-am pierdut speranța, dar pentru titlul e greu, pentru titlul înseamnă mai mult. Repet, vin și cei doi jucători, trei jucători, Căpățână, Cretu, Bayram, și atunci putem să arătăm altfel, avem soluții multe, avem o bancă solidă. Vă e indiferent care este a șasea echipă din play-off între Sepsi și Craiova 1948? Ne este indiferent, dar ne dorim ca acel meci să se joace pe teren. Așa cred că este etic, regulamentar este puțin dificil, cred că sunt soluții și el ar trebui să fie jucat pe teren. Deși are de suferit rivala cu scorul decis în comisii, rivala din oraș suferă mult clar. Aici nu e vorba de rivalitate, aici e vorba pur și simplu să fim corect. Echipa FCU Craiova nu avea nicio pârghie, dar absolut nicio pârghie pentru a împiedica ceea ce s-a întâmplat. Dacă ei ar fi avut o pârghie și nu ar fi folosit-o, da, puteam să luăm în considerare. Dar ei nu puteau să facă nimic. Deci, așa cum dumneavoastră ați fi acuzat pentru o infracțiune pe care a comis-o cineva la Oradea, de-a dumneavoastră fiind undeva la țară, fără telefon, fără nimic, fără să fie cunoscut acel om. Nu aveau pârghia necesară de a opri sau de a schimba decizia galeriei în acel moment. Și atunci nu poți să acuzi pe cineva pentru ceva în care el nu avea niciun instrument ca să combată. Spuneți că vă e indiferent, dar două meciuri cu rivala din oraș versus două meciuri cu Sepsi, adică din multe puncte de vedere și al interesului, al ticketingului. Da, sigur că e mult mai frumos să stăm în Craiova cu un stadion plin, pentru că sunt convins că fiind un meci de play-off între cele două echipe, stadionul ar fi arti plin și tur și retur, și atunci e pentru spectacol, pentru că până la urmă noi suntem suporteri a ceea ce înseamnă spectacol. Și ar fi un spectacol. Da, în ce relații? Parcă s-au mai normalizat relațiile cu rivala din oraș. Cel puțin aceasta este impresia. Pe care mai ales am văzut inclusiv declarații că domnul Mititelu ar fi gata să vă lase să Craiova, cumva să existe o singură Craiova condusă de dumneavoastră. Nu, lucrurile ușor, ușor se spune, nu mai este acea îndârjire care era acum câțiva ani de zile. Lucrurile intră normal și cred că trebuie o relație de respect, o relație de non-agresiune, să spunem. Și atunci, da, mi se par lucruri normale. Am înțeles. Domnule Rotaru, mulțumim mult de tot pentru toate aceste precizări, pentru dialog și așteptăm. În orice caz și play-off-ul, dar și play-out-ul va fi unul fără precedent. E clar, până acum ați fost protagoniști, dar în luptă cu CFR-ul, de exemplu, odată, dar acum va fi o luptă în 4-5 echipe. Așa este. Și va fi spectacol. Sigur. Mulțumim mult de tot. Mulțumesc.